Bine v-am regăsit, dragilor! Numele meu este Alexandra Mihărtescu și iată-ne la un nou episod, Minutul de Conștientizare. Pentru că știu că deja sunteți nerăbdători, mai avem 20, 21 și 22 pentru greșeala karmică și v-am pregătit o surpriză, le discutăm pe toate trei pentru a nu mai prelungi suferința pentru cei care sunteți născuți în aceste date. Așadar, cei născuți în 20, greșeala lor karmică este trădarea de ea. Practic, ți-ai trea neamul, în tradiția și obiceiurile, cu tot. Poate chiar ți-ai dus cunoștințele și uh, chiar și gena în alte neamuri. Adică sunt acele persoane care pot să nu se înțeleagă foarte bine cu rudele sau poate au tendința să nu fie iubitori de tradiția neamului românesc. Și, nu știu, sunt primii care vin și zic, dar ce ne trebuie, este nouă tradiție, dar ce facem la nunt, atâtea, dar de ce par asta, sau da de ce? Ok, este ideea de tradiție. Indiferent cum este ea, din locul din care proveniți, sau că vorbim la nivel mai înalt, la nivel de neam românesc. Tendința voastră este să le trădați încă o dată. Sau poate de domnul și nu. Pentru că în viața asta ar fi bine să le respectați. Pentru a vă plăti uh, greșeala din viața trecută, respectați pe cât puteți de mult tradițiile. Portul, obiceiurile, neamul, înțelegeți-vă bine cu rudele, că o neam e. Poate nu vă înțelegeți cu surorile, cu frații, cu neamul. Efectiv, vă separați de neamul din care faceți parte. Nu vreți să țineți legătura cu ei sau pur și simplu nu vreți să mai auziți de ei. Sau chiar dacă vă înțelegeți așa bine cum se spune, vă auziți din an în Paște. Aia nu înțeles bine. Cei născuți în 21 au trădarea patriei, da? sunt cei care practic putem spune așa că au dus informații, da? au făcut spionaj s au dus informații foarte importante în alte țări și au trădat, nu știu, pe câmpul de bătălie, să zicem așa, au zis, uite, acolo sunt și mergeți și căsăviți. Dar au produs, practic, suferințe iremediabile propriului popor, fie că au refuzat să meargă la armată Sau fie că au refuzat să se implice Sub o formă sau alta În trădarea În ridicarea patriei e, Cei mai mulți probabil Care sunteți născuți în 21 Poate chiar sunteți plecați din țară, nu? Încă un mod de a trăda patria Acum, pentru că sunteți acolo Și poate nu puteți să reveniți Nu aveți cum, nu vă permite Motivele sunt diverse Căutați să vă vorbiți de bine țara, patria Din care faceți parte pentru a vă răsplăti partea karmică și pentru a putea să mai subțiați din norișorul ăla negru de care tot spun. Și ajungem și la cei născuți în ziua de 22. E aici, după cum ați văzut, vorbim de greșel. Da, adică pentru fiecare ați, ați recunoscut în voi, în funcție de ziua de naștere, ați recunoscut dacă este așa sau nu. Dați-vă voie, că bunul simț și intuiția vă zice, bă, parcă, parcă are dreptate. Hmm, parcă totuși și acolo, dacă stau bine și mă gândesc, am această tendință de a face acest lucru din nou. Doar că mă opresc sau doar că nu-l fac sau doar că mi este frică. E, uite, vezi, frica în cazul de față este sănătoasă. Pentru cei născuți în ziua de 22 a oricărei luni, e, nu prea au relații foarte bune cu copiii nici, ei, ca cei născuți în trei, dar dacă cei născuți în trei doar au așa. S-au fofilat. În a avea copii, cei născuți în 22 au făcut avorturi sau pur și simplu au abuzat copiii, au ucis copiii, poate sub o formă sau alta, da, avortul fiind tot o ucidere, au abuzat copii, violența asupra copiilor, trafic de copii, multe lucruri nasoale cu copii. Asta nu înseamnă că o să faceți și în viața aceasta, din contră, marea majoritate pe care am întâlnit, născuți în ziua de 22, caută într-adevăr să răscumpere această karmă să greșeală și caută să aibă o relație destul de bună sau pe cât se poate de bună cu copiii, mai ales cu proprii copii, dacă aveți copii, pentru că e posibil la cei născuți în 22 să există probleme. Mai ales la femei să existe probleme de însărcinare sau să existe avorturi, da, sau să existe pur și simplu probleme în a rămâne însărcinată, dar nu este obligatoriu doar aici, însă poate fi un semn. Fă tot posibilul ca un copil să te iubească. Oricare copil și mai mult de atât, mai ales al tău propriu și personal dacă l-ai sau dacă îi ai, că unii au mai mulți copii. Da? Învață, dar așadar să, să îngrijești un copil străin dacă nu reușești să ai și dacă totuși ai, îngrijește-te de el. Nu l sufoca, îngrijește de el și iubește-l și acceptă-l așa cum e și așteaptă și el să te iubească înapoi. Pe dragilor, astea au fost, pe scurt, greșelile karmice în funcție de ziua de naștere să fie într-un folos. Acum, nu o luați, nu vă panicați, dacă sunt neînțelegeri, aștept întrebări și, bineînțeles, le putem discuta pe exemple, poate concrete, să vă vină sprijin. Până în alta, tot ce vă doresc este spor la conștientizări și evoluție.